fericiți, să crească alături de părinți și ca toți să ne concentrăm să putem crea aceste condiții ca în țara noastră copiii să poată să se dezvolte plenar, începând de la educație, sănătate și multe alte lucruri care dă Doamne ca toți copilașii să fie sănătoși și fericiți încă o dată. Eu vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a veni la această conferință de presă. Este de fapt o conferință de totalizare a tot ce am făcut noi în această campanie. Această campanie, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, dragi prieteni, a fost una grea, dar este una foarte importantă. O campanie care v-a oferit posibilitatea să vedeți cine și ce reprezintă, cine și cu ce gânduri vine, de fapt, la primărie. Personal, am folosit orice posibilitate în această campanie electorală pentru a-mi promova programul cu care vin la primărie, pentru a-mi promova soluțiile la acele probleme cu care fiecare dintre noi, chișinăuienii, ne confruntăm în fiecare zi. Am organizat peste 30 de conferințe de presă. Am avut peste 150 de întâlniri cu alegătorii noștri în diferite colective. Grădinițe, școli, instituții de sănătate, companii private, întreprinderi municipale. Am dat personal mâna cu peste 20.000 de locuitori ai capitalei și le-am amânat eu programul meu electoral. Am răspuns la toate, absolut toate solicitările presei. Am participat la toate dezbaterile la care am fost chemat. Sunt câteva zeci în această campanie și am insistat să fiu personal la aceste dezbateri. Am insistat să fiu personal pentru a-mi face cunoscut programul cu care vin în această campanie. Mă bucur foarte mult faptul că tot mai mulți oameni cu care mă întâlnesc zi de zi cunosc viziunea mea și a echipii mele privind problemele cu care se confruntă capitala. Aceasta înseamnă că votul lor va fi unul conștient. Va fi nu doar un vot pentru o persoană, ci și pentru un program implementarea căruia va transforma Chișinăul într-un oraș modern. Regret că în turul 2 al alegerilor, campania electorală nu a avut loc așa cum ar fi trebuit să fie într-un stat democratic. Adică cu mai multe runde de dezbatere față în față care să permită oamenilor să vadă cine dintre candidați și în ce măsură cunoaște problemele capitalei. Cine și ce soluții are pentru aceste probleme. Mai mult, cu participarea nemijlocită a ambilor candidați, nu mi-a reușit să fac acele dezbateri la care l-am invitat pe contracandidatul meu, pentru că domnul Andrei Năstase pur și simplu a refuzat să participe la ele. Am schimbat pe parcurs formatul dezbaterilor, la ele participând primarii din suburbii, foarte mulți experți, diferite organizații, simpli cetățeni, au fost exerciții necesare, care m-au ajutat să mă îmbogățesc cu noi idei programul de guvernare pe care îl voi implementa în funcția de primar. Dar totuși regret că domnul Năstase nu a acceptat să dezbatem punctual fiecare problemă, fiecare domeniu, fiecare soluție posibilă pentru capitală, pentru locuitorii acestei capitale. Cele câteva dezbateri care au avut totuși loc, inițiate de unele mijloace de informare în masă, dar și de către societatea civilă, chiar dacă au fost exerciții utile, totuși nu ne-au permis să punem în discuție întreg spectrul larg de probleme cu care se confruntă municipiul Chișinău. Dar și așa cred că oamenii au făcut concluziile de rigoare. Stimați alegători, dragi prieteni, eu m-am născut în Chișinău și întreaga viață am trăit aici. Din această cauză nu mi-este indiferentă soarta capitalei noastre, a oamenilor ce trăiesc aici. În acest motiv am renunțat la mandatul de deputat și în ultimii ani mi-am dedicat activitatea în totalitate soluționării problemelor Chișinăului, chiar și fiind în opoziție și activând în condiții extrem de dure. Rezultatele activității noastre sunt bine cunoscute și nu mă voi opri aici la ele acum. Tot din acest motiv am decis să candidez la primăria capitalei. Am abordat acest scrutin cu maximă responsabilitate, deoarece înțeleg că, după decenii de haos și distrugere, oamenii așteaptă o viață mai bună. Împreună cu experții noștri, dar și cu experții independenți, am elaborat un program amplu care prevede soluționarea fiecărei probleme cu care se confruntă capitala astăzi. Am expus în detalii fiecare compartiment din programul meu, menționând de fiecare dată la modul practic cum va fi implementat, de unde vor fi luați banii necesari și care vor fi efectele în instanță finală. Am făcut acest lucru inclusiv din respect față de locuitorii capitalei și fiind conștient că oamenii s-au săturat de lozinci,
s-au săturat de populism, de promisiuni de șarte și de așteptarea soluțiilor concrete și realiste. Sper că am reușit să aduc la cunoștința tuturor locuitorilor capitalei viziunea noastră și să-i conving pe concetadinii noștri că o viață mai bună e un obiectiv cât se poate de realizabil. Vă promit că problemele Chișinăului vor fi rezolvate. Drumurile se vor repara. Pe străzile capitalei va fi ordine. În sezonul rece, municipiul va intra bine pregătit. Un primar bun pentru iarnă se alege de cuvară. Și deoarece forma mea și ferma mea convingere este că viitorul primar trebuie să fie un primar al tuturor locuitorilor capitalei, indiferent de viziunile politice, ideologice, reiterez și pe această cale angajamentul de a-mi suspenda calitatea de membru al PSRM pe durata exercitării mandatului. E o decizie asumată inclusiv în baza discuțiilor avute cu președintele țării, cu președintele Partidului Socialiștilor, doamna Greceane, și cu Comitetul Executiv Politic al Partidului. În final, aș vrea să menționez că avem o echipă de profesioniști excepțional. Avem viziune, program și dorința de a schimba în bine viața locuitorilor capitalei. Și sunt convins că împreună cu dumneavoastră, stimați locuitori ai municipiului, duminică, 3 iunie, vom face primul pas în această direcție. Eu vreau foarte mult să mulțumesc echipii mele, care este una extraordinară și cu care am făcut foarte multe lucruri bune și cu care am făcut o campanie extraordinară în acest sens. Eu vă mulțumesc mult, stimați susținători, stimați membri ai partidului, care au fost împreună cu mine în această campanie și vreau să vă spun că neapărat vom învinge. Pe 3 iunie îi chem pe toți la vot să facem acele schimbări bune care trebuie de mult făcute în municipiul Chișinău. Vă mulțumesc mult, le mulțumesc celor din presă care au fost alături de noi în această perioadă, în fiecare zi, și le mulțumesc locuitorilor municipiului Chișinău pentru receptivitate, pentru suport, pentru critica constructivă și pentru toate doleanțele pe care le-am fixat și le voi îndeplini. Vă mulțumesc mult!